Sar și bun venit la un nou episod de Minecraft Let's Play pe Barba Neagră. Bărbășilor, o să trebuiască să mergem după clay pentru că și vedeți acolo casa pe, pe, fundal. Cred că a ieșit frumos și se vede și frumos de la, de la distanță. O să trebuiască să luminăm foarte, foarte bine totuși. Bun, trebuie să mergem după clay. De ce trebuie să mergem după clay? Pentru că eu casa următoare vreau să fac o acoperiș de cărămidă. Și eh, o să trebuiască clay pentru treaba asta pe unde sărea, a, pe acolo să rea, frățioare, creeperul și zombalăia ăia pe acolo. A, ideea e că trebuie să iau clay și mă uitam pe acolo să iau, hai să vedem totuși dacă am clay mai aproape. Dacă nu vreau să mă duc în mlaștină și bănaia eu că o să găsesc în laștină și să mai luăm să punem o... Să să punem o grămadă pentru un acoperiș. A, următoarea casă care o vom face pentru villager este fierăria, una dintre cele mai importante construcții într-un village. A, nu văd nimic pe aici. Chiar și cu shader-ul ăsta se vede foarte bine, dar eu nu observ nimic. Mai e un râuleț puțin mai în față, dar mă gândeam că poate găsesc mai multe treburi în lașine. Dar hai, 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 să mergem în partea asta, poate o să găsesc ceva în porți, partea asta. Na, nada, nada de nada. O fi ceva pe aici? A, nu, știi ce nu mă mai duc acolo? Că ăsta e răgulețul făcut de mine și în partea aia nu știu dacă o să mai găsesc chiar atât de multe, așa că o să mă duc la... Uh, o să mă duc la mălaștine. Da, punem pauză până atunci și ne trezim direct fix la mălaștina. <laughs> și am ajuns. Deja văd aici un peticel de... de clay. Și o să trebuie să iau o grămadă, o grămadă de clay pentru un acoperiș întreg. O grămadă. Chiar mă gândeam la casa fierarului în villager normal spawnat de joc, mi se pare că e, e în formă de el pusă casa, știi, așa că voi încerca să o fac și -o tot în formă de el, dar vine bineînțeles puțin mai complexă, știi, mai înghesuită, așa, chestii trebuie și de câte mai amintesc avea și lavă pe undeva, așa că mi-ar place să facem și ceva de genul ăsta, doar că trebuie să fiu foarte atent să nu dau cumva pe lângă. Pe de altă parte, și casa în sine o, tre o să trebuiască să facem din stone bricks, pentru că, nai, casa firarului trebuie să fie un pic mai durabilă, știi? Și dacă mai punem și lavă prin prejur, ai frățioare, deci o să ne riscăm o grămadă. Văd că mai e și clip pe porțiunea de acolo de jos. Și o cu să mă și pe acolo Iar episodul ăsta o să încerc să edit dit puțin Deși probabil o să filmez O să joc nu știu, mai mult, o oră, două și o să filmăm una așa fel încât să scoatem un 20 ceva de minute, adică facem mai multe progrese. Uite ce ciudat arată textura asta de, de iarnă în porțiunea asta de mlaștină. Ok, vă și clay pe acolo, dar am văzut aici un peticel mic de clay și cred că ar da super bine. Da, e o tal. cât pot eu de mult clay. Poate facem și o casă din clay. Who knows, man? Who knows? Poate mai vin pe aici o dată și facem și treaba asta cu clay -ul. Cât avem până acum? O, oh, avem ceva. Avem... Uh, ok, ok. Cât când iese din treburile astea? Cred că ne iese 4 stacuri, a? Da, da, punem 4... Patru... Cred că mi iese din 4 stacuri de clay, mi iese unul de cărămidă? Nu mai știu exact, nu știu exact cât îmi dă. Nu știu dacă atunci când pun uh, pe patru pătrățele clay îmi dă o bucată de cărămidă sau 4. Este un mister pentru mine. Dar o să vedem. Acum când ajungem o bază să facem, da, o să-mi umplu inventoriu totuși, trebuie să renunț la ceva acum, că deja nu mai am loc chestia, stai să vedem la ce putem să renunțăm. Hmm. La nu prea multe. Aș putea să renunț, de exemplu, la slaburile alea și cred că o să renunț la ele. O să renunț la slaburile astea, o să renunț și la gunpowder, că nu trebuie cine știe ce. Și aș putea să renunț și la green care, că oricum nu-l folosesc. Sunt două bucăți, adică, serios, aș putea să le folosesc. Da, Uite că nu mi-am dat seama că rămân cu atât de multe după ce le sparg, după ce sparg blocurile și din cauza asta n-am plecat cu inventoriul gol. Una greșeală, men, una greșeală. Dar în caz că mai trebuie, după aia nu e nicio problemă. Vin, îmi iau clei și mai ardem. Punem acolo la acoperiș. Este? Hai să vedem, mai găsim pe aici sau mergem acasă? Cam pe aici ar trebui să mai... Ia uite-l, uite nu, 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 stai, stai, stai. Ah, ok, că am crezut că mi-a dat ei, și mi s-a mai eliberat un slot, bun, păi, revenim după ce umplu și inventarul cu clei. Și cam atâta, se umple foarte, foarte rapid cu clei, uite, mai am și în partea asta, dar nu mai știu la ce să mai renunț. Uite și board Slaps. putem să renunțăm și la asta, hai să le mai luăm și peste aia, mai luăm un stack, după care, mergem, că deja a venit noaptea și, eee, mică după aia să nu rămân pe aici prins, op, gata, stai de, stai de, pe aici, ceva. Păi da, stai, de ce nu vine spre mine? Cam tu, papa. Și mai avem pe porțiunea asta aici. Uh, în jur eu așa nu mai văd pe niciunde, da? Uh, I don't know. Ideea e că avem aici foarte mult. Deci dacă mai vrem clei de acum încolo, trebuie să venim aici în mlașine, că avem cu grămadă. Mă gândeam eu că găsim aici mult clay pentru că putem să vedem, uh, oarecum așa, știi, pe marginea... Ok, o grămadă de particule mov prin apă cu textura asta. Uh, putem să vedem pe fundul apei cum ar veni, știi? cât mai am? 64, 64, toate sunt pe 64. Păi de gata, nu mai pot să mai iau, a? Da, nu mai pot să mai iau, hai acasă. Let's go, let's go, că deja au apărut nebunii. Let's go, uite, asta e un zombie villager. Asta mi-ar fi trebuit mie. Da, din păcate, n-am cum să-l aduc de aici. Dar oricum nu e o problemă. Hello, man. Hey, man. Pa, pa. <laughs> pa, pa. Am și plecat. Go away, go away. Go, go, go. Hai să cam puțin cât pe aici pentru poate că mă prinde pe aici. Vreun zombalod ăsta. Dar oricum, sabia asta, frate, cu enchantment 3, apropo, mi-ați dat în comentarii, mersi, uh, wow, 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 wow. Creeper pe sus, uh, cum că mi-ar mai trebui niște cărți în uh, bibliotecă și din cauza asta nu am eu level 30, eu știu că designul ăla, dar bibliotecă ce l-am făcut, eu l-am mai făcut până acum, dar probabil am mai schimbat ceva la Minecraft de când am mai jucat eu de mult uh, sau de când am făcut eu ultima dată uh, biblioteca, dar nu asta cea pe care o jucam eu înainte și nu filmam. Uh, și ar mai trebui să mai adaug niște cărți, dar să vedem. Să vedem, ca aș vrea să fac ceva și la level 30, -le, ci o să-mi dea mai multe treburi, logic. Și am avut level 30 până acum de o grămă Ah! Credeam că reușesc. De o de ore, așa că... E bine de știut, mersi încă o dată. Si uh, și când ajungem acasă, dacă avem timp și în episodul ăsta, o să mai punem niște bucăți de... Bibliotecă pe acolo. Vedem care e treaba, dacă chiar într-adevăr ne crește sau nu. Uh, posibilitatea asta, știi, să consumăm levele mai multe pe enchantmenturi. Încă un, încă, încă un dumicat. Ai văzut când mănânc eu mă uit și în spate, mă uit în toate porțile, sunt foarte precaut, că you never know când vine ăștia pe la spate. Ca mai mai am puțin, cred că până acasă, ca să era la finalul pădurii de bărci. Ha! Uite casa mea acolo. Uh, nu știu cum o să arate, cred că Cred că o să am pe textura asta de iarnă. Apropo, mă gândeam să dez -ă, dezactivez textura pe de iarnă atâta timp cât construiesc pentru a nu mă bulversa un pic, așa că mă cam induc în eroare, să știți, texturile astea, nu prea să că ele, că totul e de zăpadă, dacă vreau morcov, ei sunt de fapt uh, acadele și îți veri și știi, cam uh, ciudățel așa o lecușă. Uh, o să mă duc în casă prima dată Mă ce e aici? Mi-o iau pe coajă. Ah, mi-a luat-o deja? <laughs> Bă, nu ia mie cum iau că mi -a un pic așa pe coaje Hoa! Și am intrat Pa, pa, măi, pa, pa Bun, hai să punem și noi totul la făcut Câte am mai 31 Aoleu, stai că nu mai am loc, trebuie să facem loc Totul e cu piatră Băgăm și aici clay Dăm piatra A, o să luăm o experiență pe treaba asta Yay! Bun, și aici Pac și pac, pac și pac Păi acum nu prea mai am ce să mai fac decât să apelez și la porțiunea asta de jos de aici ce mai putem să mai lăsăm și noi acasă? Putem să lăsăm ușile astea, de exemplu. O să mai întrebați cu logic, dar deocamdată hai să le lăsăm. O, oh. What, 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 what? Am auzit un enderman pe aici. Așa, niște lemn care nu-mi trebuie urgent. Adică îl cam las tot, sincer. <laughs> am uitat să ducem în cufărul casei pe care noi l-am făc făcut acum să-i ducem la villager mâncare. Ok, ok, o să-i ducem și niște geam pe care tot așa o să trebuiască să-l folosim la următoarea casă. Și cam atâta, cred că am mai văzut eu uite-și bucățile astea de lemn. Uh, Cable și stone, o să le țin dar o să fac niște stone bricks cu ele. Uh, unde ești și mai? A, ah, decât atâta mai am aici, a, oh, nu pot să fac nimic cu trei bucăți de carbone și cu două. Dar aici putem să băgăm, hai să băgăm aici niște clay și colorantul ăla, ce? Has just earned the achievement Acquire Hardware. A, ah, că am luat iron ingot. Ok, boss, dacă tu zici, așa o fi. Uh, stone și din stone facem uh, stone bricks. Jbung! Stone stone bricks. Cobblestone, 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 cobblestone. Stone bricks. Și cam atât. Hai să punem și noi stone bricks-urile pe aici pe sus. O să las scările. Știi ce scările cred că o să întrebească? Hai să le punem acolo de deocamdată, că nu trebuie scurgent. Știi, asta e treaba importantă. Avem stone bricks. Uh, stone bricks. Mai avem și partea asta stone bricks. Ok. Cobblestone, stone se va vor trebui arse și fierul undeva pe sus. Păi, Interman, băi, eu nu te, nu te aud pe tine. Oi fi sus? E sus, boss? Eu tot mă, unde era? Să ne încumetăm? Mamă, dacă mi-au -mi pe coco așa? Ia, hai! Ha! Bici! Ha! ha. Mamă, ador să abia asta, frate. Sharpness 3, yay, yay! <laughs> e dobelea glumești, cât durează astea, Oh, să mai dureze ceva, păi revenim mai după ce s-au ars toate treburile astea, hai că mai au puțin, mai avem uh, în jur de 13, între 13, cam 13, <laughs> 13-14 bucățele, uh, mi-a mai rămas un morcov, pentru că am pus în uh, cufărul, villager ăstuia deja terminat și am început puțin casa la, vedeți mă, magie editării, frate, magie editării. Am pus bazele noi case de, uh, dar nu-mi da, nu place, o să schimbăm puțin, da, vedeți, de uh, zi metalurgie, <laughs> fierărie, frate. Uh, și acum, noul villager are și la aici, uh, morcovii. Și are și aici niște bucăți de carne care sper să-l ajute acolo. Foarte bine. Bun, hai să renunțăm și noi puțin la resource pe acosta și să-l băgăm pe pe urbe de obicei pe care eu l-aveam și l-aveți din spațiu. Yay, done. Back to the game. Aici am încer deci încerc să fac în formă de L cumva, doar că nu sunt fan la cum mi-a ieșit și vreau un pic să mă prelungesc în partea asta cu încă unul. Și exact cum o să vină. Ia, vreau să distrug porțiile astea, am făcut și câteva scări. Și hai să mai facem cu încă unul, cam așa. Ok, bun, și dacă ridic eu treburile în sus, ăsta o să vină de jos. Practic, că e înălțat sau nu? Hai să-l facem jos, jos. Ba nu, o să-l fac înălțat și vine una podeaua, două și încă una. Este puțin, deci vine podeaua a doua și a treia. Um, ok. Funcționează. E ok, și e ok, așa. Acum voi face bazele. Deci, practic, o casă medievală, rustică și clasică pe care toată lumea o face. Nimic, nimic ieșit din comun, nimic special. Doar că, ca și decorație, o să o facem puțin mai altfel, pentru că vreau să... O... Vreau să o deosebim totuși de o casă obișnuită de villageri, nu? Aici băgăm așa. Mă gândeam ca porțiunea asta să fie oarecum... Hmm. Nu putem să-i facem așa. Pac! Și aici, de exemplu, știți să facem un fel de... Ca și cum vine... Cumva? Habar n-am. Ia stai un pic să vedem dacă merge cu scările astea. Să facem aici scara, aici scara, aici scara. Și am putea, spre exemplu, aici să o umplem. Hmm. Ok, vine aici și aici să avem ceva, nu știu ce încă, dar să avem ceva acolo. Eu am niște gard la mine. Ce lemn am eu la mine? De bărci? N-aș fi vrut de bărci. Dar hai să punem de bărci pe jos, ca și podea. Sper să n-am probleme după aia cu focul, știi? Că eu vreau să pun și niște lavă pe aici pe acolo. Iar porțiunea asta parcă e prea mare aici cu... Da, dar nu e că așa vine, frate. Ok, bun. <laughs> A, cred că o să ne cu un, met... un lemn închis. Cu ce merge, frate, asta? Tot cu oak wood? Nu știu dacă o să pun tot oak wood. Nu știu, hai să vedem ce am mai putem să mai facem. O să iau și, și clay o ăsta pentru că trebuie să bag altul. Și băgăm next round. The clay. Să facem aici acoperiș tătilul. Pune și pe partea asta. Pac, ultimul. Perfect. Mai avem puțin de iron care vreau să-l pun la locul lui și dacă tot sunt aici, merge pe 4 așa? A, perfect. A, vezi mă, îmi dă, îmi dă de patru ori mai puține cărămizi. A, asta nu-mi place. Asta nu-mi place! <laughs> și stai așa, uh, scările le fac așa că altfel mi le-aș recupera. A, nu mi le recuperez, mi le jumătate și mai mult. Oh, man, asta nu e bine. Deci o să-mi o grămadă, frate. Ok, wow. Bun, nu e tocmai ceea ce vreau să văd, dar asta este... Facem uh, cum putem. Mai am niște clei în caz că ne mai trebuie. Mai mergem să mai luăm niște clei. Uh, lemn. Îmi trebuie niște borci ud și... Cred că o să iau un lemn închis la culoare de data asta. Ia, hai să vedem care avem. Deci avem niște bărci acum. Am... Uh, o să iau jumătate de stack. De nu o să-mi trebuiască atâta? Știi ce? Cred că stack-ul ăsta mi-ajungi. Nici nu mai iau pe de aici. Și o să-mi trebuiască... Aaaa, pot să fac cu jungle. Pot să fac cu jungle. A! Ah, pot să fac cu jungle. Cu jungle facem. În interior avem bărci jos. Și hai să punem un oak pe sus. Dacă e. Sau chiar cu jungle. Depinde cum ne mai ajung... Uh... Resursele. Avem și niște cobblestone stairs. Why the fuck not? de Un flower pot. Crafting table uh, Iron bars, da frate, o să-mi iron barsurile, astea, o să-mi trebuiască Dar pot să pun lava în caudroulon? I don't know uh, Și cabl, da, mai vreau și stone bricks Facem acolo frățioare cu stone bricks, că ăla, Deci stone bricks-urile sunt bune și la trotuar Putem face și la trotuar chiar, așa că O să o să ne folosesc că treaba asta. Să închidem. O să revenim, bineînțeles, la textură, dar după ce construim. Când construiesc, pentru că textura asta o folosesc cel mai des, vreau să o, uh, no, vreau să o folosesc atunci când construiesc, ca să mă asigur că totul e în regulă. Uh, ok, bun. Deci mă gândeam... Da, hai să mă mâncăm puțin. <laughs> e omul fometat! E omul fometat! Dacă punem noi așa... Ah, cred că o să iasă mișto. Ia, să ia stați. Venim așa... Șpac, 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 șpac. Ah, cred, că, cred că mai am o idee și vreau să o pun rapid în practică. Stai așa, după ce punem treburile astea. A, ah, dar stai așa că mie nu mi ieșit hmm. mi-e și treaba. nu mi-e și treaba. Cred că trebuia să o fac mai înaltă. Aha, trebuia să o fac eu mai înaltă, să știi tu. Hai să facem prima dată aici așa. O să am... Uh... Ba nu, o să am aici jos. A, da, uite, facem aici așa. După care, pac, 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 pac. Da? Merge? Sau nu, putem să facem chiar pe asta o stric, o punem pe asta aici și aici băgăm un glass. Jap. Aici avem o ușă. Ok, hai că cred că îmi place chestia asta. Și avem niște iron baruri. Uite așa. Pac. Da, frate, arată bine așa. Dar, cred că o să trebuiască să mai prelungez cu un bloc în sus. Hmm. sau să o facem așa mică. Nu știu, ia să vedem cum arată. A, nu, deci acolo e niciun caș. Și dacă pun aici pe jos, cred că arată cam ciudat. Ia. Yeah. Sunt Ferestrele cam mici. Putem să facem, știi ce? Putem să menținem ferestrele așa mici. Ok, hai să le facem așa. n arată rău. Dar aici o să umplu pe margine. Pac. A, iar aici o să las așa deschizătura asta mai mare. La fel voi face și pe partea asta. Dar poate o să mai pun un an în mijloc. E uite așa. Bun, hai că-mi place așa. E un început bun. Cum am făcut acolo? Am făcut și pe margine? Nu mai țin minte? Nu, cred că am făcut doar așa. Uh, ba nu, aici putem să facem una mică, uite așa. Nice, îmi place, o să iasă frumoasă casa asta. Wow, ok, ok. Taci și asta, să... asta o să iasă superb. Uh, ce vreau eu? Hai să vă arăt ce vreau eu să fac. Șap, pac, pac. Ha, wooden trap doors, man, wooden trap Uh, și astea vreau să le pun aici. Mamă, deci dacă ar merge ar fi demențială. Pot să pun aici? Nu pot să pun acolo. Uh, poate pot să pun aici. Ha! Aici ar fi mișto, ia. Așa. Uite-mă de aici. Ha! Ce avem pe o parte, practic sunt obloanele la, la ferestre. Ia hai să mai punem. Nu cum arată, ne jucăm așa un pic cu culorile pe aici. Ok. Not bad, man, not bad. Dar avem decât pe o parte? Ar arăta prea ciudat să punem și aici? A, nu frate, merge. Merge, de ce nu? Hai să mai facem încă două și pe partea cealaltă. A, ah, nu, stai așa că mi se pare că eu mai am și în spate. Și acolo să mai întrebească încă două. Așa că avem și asta la dispoziția noastră. Yay! <laughs> și am făcut-o mai complexă. What? De ce acolo? Stai așa că nu vreau. știi ce? Putem să facem chiar și așa. Ca și cum o ar fi a, ah, ba nu, a? Ba da, e superb așa și așa nu mai crește nici vainu. Superb! I like it! Nu știu, vă place treaba asta? Mie îmi place mult chestia asta. Vainul să crească pe lângă, îi dă un plus de complexitate, știi? Și acolo putem să închidem. Ha! Putem să facem și așa eventual, da? Hai să ne prefacem cum că treabdorul ăsta se va închide în jos. Nice! Normal treaba pus invers, știi, ca să poată să se deschide. Da, fuck it! E mișto și îmi place. I like, I, like I like it, I like it. Iar aici putem să facem chiar asta. Du-te, frate, e prea mișto. Nice! Nice de nice! bun, hai să vedem ce facem cu acoperișul ăsta rapid, așa. Facem un început de acoperiș. Bowing! Uh, și să mă folosesc de oak wood pentru a da un start aici. E a cuiacu. Da, și să facem un fel de... Ba nu, stai că nu vreau aici, vreau să iasă puțin în afară. Ha, puțin pretențios eu. Poate dacă aș face aici, Pac! A, pac? Merge! Merge! Hai să vă arăt ce vreau să fac. O să, să cred eu, demențial de frumos. Da Dar nu vreau aici. Vreau în afară. Cum am făcut eu? A, trebuie să pun una aici. Fix aici trebuie să fac una. U stai așa. Punem una aici. Exact unde mă aflam eu trebuia să pun bloc. A, nu mai știu, nu mai știu, nu mai știu. Stai, una în afară. Pac. Pac du temă mă. Este prea frumos așa. Deci, vă spun, este prea frumos. Stai. Pac. Și încă una aici. Pleacă de aici. Nu știu dacă mai ai făcut tipul ăsta până acum de acoperiș, dar cred că o să fie demențial. Ok, ok. Continuăm așa, că e frumos. Ha! Și aici. Nu, stai. Hai să punem prima dată jos. Și după aia așa. Um. Da, da, nu-mi place. Cred că aici o să vin cu niște rânduri de slaburi. Da, 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 Aici o să vin cu niște rânduri de slaburi cu siguranță. Aba nu, pot să fac asta. Ce tot zic eu aici? Pot să fac... Da, stai, mă, că nu vreau asta. Ah! Fac! Am căzut jos. Stai. Vreau să fac asta. Ah! Cât de miștoc. Cât de mișto e toată treaba asta. Și pe porțiunea asta ha? s au unit? Nu s-a unit Și dacă iau acum tot lemnul Vreau să avem așa puțin uh, Un overview La tot ce se întâmplă Să vedem cam cum ar arata. Nice! Și cum să umplem? Hai să umplem cu un stone bricks acolo Cred că ar da bine cu stone bricks Și după aia venim cu Ha și ha Du-te -mă! Cât de tare arată chestia asta Și o să venim după aia bineînțeles Cu acoperișul în continuare Pac. ne prelungim puțin și cu episodul ăsta. Hai că mi-e -mi place să joc Minecraft. I like it, I like it. Băi, am văzut ceva verde. A, cactusul cactus M-am speriat de cactus. Nu mai mă pot speria de cactus. Uite și pe partea asta. Ma, da, o să ne intre, frate. Deci cred că o să trebuiască să mai merge după clay. O să fac eu asta offline, eventual, ca data viitoare să avem clay, să nu trebuiască să mergem nicăieri. Da, iese mișto. Să de acord cu mine? Ca o casă mică de villager, glumești, iese de belea. Iese de belea. Hai să o facem pe asta, da, mă, geam deja. Hai să facem pe asta cu geam normal. Uite așa. Intrăm pe aici și băg... Ah, stai așa că eu n-am terminat podeaua. Păi de ce, măi, de ce? Stai așa că terminam acum, nicio problemă. Trebuie să punem... Aici ar merge, nu știu, un fel de mini bibliotecă ceva sau... Poate și un... Uh, poate un pat. Niște paintings, niște tablouri ar merge. Item frame-uri iar am putea să mai punem. Și cred că ar da foarte, foarte bine. Uh, și ca acoperiș putem să optăm pentru oak. Pac, pac. Și uh, o să facem așa în afară, cu câte un bloc, o să vină după aia acoperișul care o să o acopere toată treaba asta, așa că nu avem niciun fel de stres din punctul ăsta de vedere. Și avem și mai mult spațiu în interior dacă facem chestia asta și nu am fi început de aici, știi? Așa că cred că e un plus, una acolo, una aici și încă una aici. Uite și cât de frumos e când intri în interior, a? Tare sau ce? Be beautiful man, be beautiful. Iar aici afară, o să facem un ceva mai frumos și pot să fac și niște slaburi. Da, brick slabs. Hell yeah. Merge? Du-te mă. Pleacă de aici. Prea frumos. Ia. Yeah. Mai merge una aici. Ar mai merge una, mai vreau una. Ce fac dacă mai vreau una? <laughs> um, nu mai am bricuri? Ba da, mai am. Mama, nu prea mai am. Ah, nasol, trebuie neapărat să mă duc să mai iau clay. O să fac chestia asta offline totuși, dar trebuie să mă duc să mai iau clay neapărat. Bun, iar aici a, va trebui să facem a, cu gard. Rapid, rapid, măi, un gard, vreau un gard. Hai să facem cu jungle wood, gard de jungle, frate. Ia, îmi iese? Au Am auzit un zombie și nu înțeleg de ce, pentru că e zi. Ia să vedem care e treaba. Cred că asta e cea mai bună culoare. Ha! Ha! Cât de tău. A, ah, da, acum, vedeți, nu mai putem să mai punem chestia asta cu Asta e nasoală. Nu mai putem să mai folosim... Da. Cu ce se distrugă asta cel mai repede? A, ah, ba, nu, cu pickaxe Nu mai pot să mai pun, trebuie să mai fac acum și nu mai am jungle și... A, ah, e o întreagă nebuneală. Dar e frumos, e frumos, îmi place așa. E chiar mișto, mișto de tot. O să mai punem niște torțe pe aici, pe afară, pentru a nu avea probleme cu zombălăi ăștia. Și, da, sunt conștient, va trebui să... Uh, iluminăm extrem, extrem de bine uh, Pe viitor pe aici Deci trebuie să iluminăm dăbelea Și dacă facem treaba cu du Dute Ha! Și mai mișto Și mai mișto Da frate, pun și aici ce te aștepta Normal că pun și acolo, glumești? Pun și aici Haia! Pun pe peste tot Avem și aici unul micuț Și jap și jap Frumos sau ce? Mie îmi place cum arată Asta e noua noastră casă. O să trebuiască să o terminăm în episodul următor și să o decorăm, bineînțeles, atât pe interior cât și pe exterior, să-ți vadă că e o fierărie. O să avem pe aici item frame-uri cu săbi, chestii, trebuie să vedeți voi că o să fie foarte frumos. Și ușor, ușor, villagerul, nu, village nostru prinde formă. Avem aici mai multe treburi. Tare sau ce? Barbășilor până data viitoare. Ah, nu, 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 stai, 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 că avem comentariul zilei. Care vine de la Andrei Roș și întreabă O să faci o serie cu Rocket League? Uh, Andrei, am deja o serie cu Rocket League, dar am jucat foarte puține episoade Deși momentan joc în fiecare zi Rocket cu Alin și cu Cristi, mai mult cu Alin uh, Nu, nu filmez O să încep să mai filmez și Rocket Nu mi s-au părut chiar atât de interesante ultimele gameplay-uri Și din cauza asta nu filmez decât când se pare că e ceva mai interesant Așa, care merită văzut, știi? Uh, da, o să încerc să filmez mai mult The Rocket, dar am deja o serie, așa că o găsești, uh, intri la mine pe canal, dai pe videos și acolo vei avea categoria de playlists. O să o vezi foarte ușor categoria de playlist și acolo alegi Rocket League și vei vedea episoadele pe care eu le am din Rocket League. Și si aici se și episodul nostru, până data viitoare nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut și una chestie imens apreciat. Vă doresc o zi frumoasă și noi ne vedem în episodul următor. Salut!